Vă Începe a ascult. spune? Da, vă rog. Da. Bună ziua, Oleg. Bună. Eu vreau să spun din partea furtului și ala de la Hâncești meu. Despre furt, Nu când erați la gazdă, trăiți la gazdă la Hâncești, astă vară îmi pare, că prin septembrie, nu? Sau în august-septembrie. Și niște vecini care erau muncitori acolo, doi din Trasnițe și unul dintr-un sat din Hâncești, v-au furat toate lucrurile pe care le aveați acolo. Și poliția închetează, au identificat pe toți, dar plecați din țară, erau plecați la Moscova. Și au revenit ceva nou? Și o revenit, da. Eu vreau să spun, nu vreau să vorbesc poliția de rău. Eu parcă am înțeles că ei fac ceva. Dar altceva, eu nu pot uita de asta. Atât îmi spun să uit, eu nu pot să uit. Și zupenit o leac, că o leac ne-am pierdut mințele de la asta. Oho, dar ce așa mare pagubă sau ce era atât averea matale? Averea, da. Pentru alții mult averea, dar la mine o leac și în primul rând vreau să mulțumesc, poliția m-a căutat și oameni de bună credință, cum spun oameni buni, tot au fost. Au fost mulți m-au căutat, mai scurt, da. Te-au căutat ca să te ajute? Sau pentru ce? Nu, eu m-am pierdut cu tătul, nu mă găsesc. Băietul odată, m-am pornit pe urzâș și m-am pierdut. O Oho. noapte n-am fost acasă. Dar m-au găsit în, tot în locul și ala unde a fost furtul. Pe mine acolo mă trage întotdeauna, acolo mă gândesc. Ei au vrut să mă duc a mie la psihiatru una alta, dar parcă nu-i nevoie, nu ne-am ieșit din mis. Dacă nu pot uita, vreau să spun. Și nu știu, eu spun. Eu prinesc am lecuieri. Bun. Și parcă, da, la privat ceva. Bun, bravo. Și parcă nu-i mai bine, uit, mă face aici să mă veselesc cu un altă, dar că noaptea asta iar. Nu pot uita, nu știu de ce, dar nu pot uita. Mă gândesc, fac lecuieri, dar nu știu dacă să mă ajute. Și eu am mai mult, vreau să spun, să mă audă hoții. Pentru că eu atunci când am vorbit cu dumneavoastră la Chișinău. Da, da. Apoi unul din hoți, Valera, el vorbește des cu sora mea de la Israel. Și el întotdeauna îi spune, oi, că chiar jaleiu, ia v șoche, scolca vă găvărit, ei sfășe mai scurt. Și după și eu am vorbit, apoi el îi spune lui sora mea, hai, davai, razberemse, mirna, bez paliții. Și vreau să spun asta, adică lor să nu le dau pași, las pe dânșii să-i mustri conștiința și știi toată lumea. Chiar dacă să ne ies din minți, știi, pentru și că toți oamenii din sat mă și spui de mine, ba că am corona, ba că și cu Ileana, las știi toată lumea. Dar prin care sat? Și te-ai mutat în sat, chiar ai la Hâncești? M-am mutat într-un sat și în Buzieni. Mm-hmm. Și acolo lângă Dubovca și mă gândesc de multe ori să mă întâlnesc cu Pete acum și mă cam tem eu, dar... Unul dintre hoții era din Dubovca, da? Da. Pete care i-a adus cu mașină, cred. Și... Da, pe cei din Pridnestrovia eu prins, eu găsit cumva? Poftim? Pe cei din Transnistria eu găsit, eu prins? Nu știu, parcă lucrează poliția, foarte bine cu mine, nu pot spune că rău. Ne-au lămurit, ne-au arătat acolo că merge lucrurile. Și dar eu până și fel merge? Au ajuns în instanța de judecată sau? Nu ne-au arătat, îi îmblă pe la piață să uită prețurile cât au acolo certificate, dosarul e deschis. Ca nu, să găsească lucrurile furate? Da. Lucrurile ori pe dânsă, eu nu știu. Eu parcă sper ca să fac sau poate să fac. Nu știu, nu pot să spun de asta. Dar eu am vreau să spun să aud, mai scurs, lișii rușini la ești care au furat. Mai tare pietei ăsta de la Dubovca.
Chiar dacă nu ieși de minți, de-am așa mă gândesc, dacă nu ieși de minți, știe lumea pentru cine a ieșit de minți. Asta mai tare. Eu Am vrut sper să să vă spun că pot. ajute tratamentul și eventual poliția să găsească locurile furate sau să-i dea în gând lui Petea și ceilalți doi complici al lui să pună mână de la mână și să vă întoarcă paguba cauzată și în felul ăsta o să-și ușureze și pedeapsa. Da, pentru că eu, nu știu, parcă îmi dădeam seama, dar parcă nu îmi dădeam seama și fac când m-am dus, și parcă mă gândeam că dacă mă duc, să găsesc lucrurile și ele înapoi. Și întotdeauna așa mă gândesc, poate le-a venit mințele înapoi, ori milă, oricum, și să duc înapoi, măcar, de-am grăiem cu sora mea, nu chiar tot, că era mult, dar măcar și ceva. Și mai mult îmi pare rău că au luat fotografiile la băieții mei de mici, de când s-au născut, toată viața lor, activitățile pe școală, cum am și eu amintiri. Și foarte mult îmi pare rău. Dar pă, nu cred că le-au folosit, cel mai probabil le-au aruncat undeva. Asta poate le-au aruncat, dar îi rog, dacă nu le-au aruncat, să le întoarcă. Sau dacă le-au Cum găsit aș și eu. cineva. Dacă le-au găsit cineva, toți le întoarcă. Am înțeles. Mulțumesc, doamna Elena, pentru încredere. Da, mulțumesc. Publicați-vă, rog, să Da, audă neapărat. hoții. Bine, sănătate. La revedere.